Salutare toată lumea, ce gamer vostru preferat. Salutare toată lumea, aici e gamerul vostru preferat, am urmat ei cu un episod de Granny. Mai bine zis cu o parte a doua. Da. Da, partea a doua, la... V-ați uitat voi la episodul ăla? Sincer, cred că v-ați uitat. Așa și vom face episodul al doilea. Adică partea a doua. Mi-a reușit bagul și pot să fac ceva. Oi, de Granny, vino că doar nu mă vezi. Hai, Granny, vino că tu doar mă vezi. Mamă, fix în gură. Avem ce vrei acum, un premiu? Da. Am găsit ușa mea. Să-mi zic că cine... Bun, deci acolo a rămas cleștele, da, acolo e. A rămas cleștele acolo, da. Da, 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 da. Enervez lumea. E ziua a patra? Nu, eu sunt ziua a doua. Nu, tu. Cum adică tu? Ești ziua a patra? Sunt ziua a doua. Oh, mi s-a părut bine. Ha-ha, ți-a pus codul. Și ce, eu oricum știu toate ascunzătorile care poate să-mi pun în cod, decât în trei ascunzători. Sau chiar patru. Aleu. Am găsit un cod. Nu e. Ce? Gata. Ai găsit codul în baie acolo? Da, iarăși mă bați. Te rog, așteptă-mi și pe mie să termin tot. Mamă, deci ăsta a fost cel mai scurt episod. Îmi pare rău pentru că a fost așa de scurt, dar mai aveam decât puțin. Asta e viața, da. Dar te rog, mă aștepți și pe mine. Nu. Sunt pic, am adormit tot pe bunica, că am uitat. Da, da, am adormit. Mi-era frică. A, uite, acum recunoști, e frică! Nu mi-e frică, mi-a fost frică că n-am adormit-o. Tot ai zis că ți-e frică? Da, dar n-am zis că mi-e frică de Granny. Dar tot e același lucru? Ba nu. Da. Ziceți în comentarii dacă e același lucru. Chiar... Ziceți în comentarii dacă Luis e prost. Scrieți în comentarii dacă Matiza Hărie e prost. Da, fix. Unde-i cealaltă prostiță? Că am uitat. Eu am găsit chița murdară asta roșie. Am găsit-o în cou. Trebuie să găsesc cealaltă murdară. Ah, este murdară? Da, este murdară. Ce, aia roșie vrei să găsești? Acolo. Yeah! Mamă, nici n-am mers pe acolo. Am găsit Master Key-ul. Păi acolo e Master Key-ul și la mine. Acum trebuie decât să iau playhouse-ul. Ce? Acum s-a trezit bunica? Ești nebun? Cât de repede s-a trezit. Sper să moară, sper să moară, sper să moară. Yeah. Sper să moară. E super unealta secretă. Te ajută la bine, te ajută la... Tu știi că n-am umblat deloc la saună. Bunicuța e super vedetă. Aruncă cu ea cu banana, se cuvinte ca bumerang, se cuvinte ca bumerang, bum bum bum. Se cuvinte ca bumerang, degeaba te ferește, nu știu oriunde. Mamă, deci... Cred că v-a speriat la faza asta, când am făcut-o eu acum. Eu, sincer, destul de mult. Adică, stai, fugi! Intră. Am găsit hamurul. Închide ușa. Aha, bunii. Aha, bunii. Te dai de acolo că vreau să iau și o rotiță. Doamne, intră rotița în ușa lui Granny. Mamă, tu știi că dacă ies un pic din asta, ce? Eu mor. Ce? Mi-a furat rotița. E acolo. Credeam că mi-a furat rotița. Uite pe Granny Bubu, uite pe să iau și ursulețul. Da, dar recunosc, mă bat. Aleluia. E super unealta secretă. Te ajută la bine, te ajută la bunicuța. Să recunosc, ăsta a fost destul de lung episodul. Din cauza că am dat eu un fail mare. Pe chiar ai dat un fail.
Ești deștept rău de tot. Da, și în portbagaj o să și o să găsesc. Degeaba, cred că degeaba o adorm pe bunică. Nu. Că... Iau șurubența, nu pe pupare. Da, degeaba o adorm pe bunică, degeaba, deci degeaba. Dege? Nu știu. Gata, trebuie să deschid ușa că da, pot să filmez decât 6 minute pentru că am două eroare. Și acum ia Mr. Q. Și cam atâta cu acest episod. Mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea. De ce altă, mereu mă bați? Iarăși la Granny sau la altceva data viitoare. Pa, pa!